Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmăriți în continuare evenimentul zilei. De mai mulți ani, administrația școlii din satul Bulboci, raionul Soroca, este în proces de judecată cu o bucătăreasă din această instituție, care se presupune că ar fi sustras mai multe produse din cantina unde se alimentează copiii. Și colegii noștri au investigat acest caz. Elevii satului Bulboci au fost cei care au trimis o plângere către Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova, din cauza angajării și restabilirii prin judecata bucătăresii Larisa Borziac, care, din spusele colegilor, de mai multe ori a fost surprinsă că ar fi luat produse alimentare din cantina unde lucra. Am discutat cu administrația școlii, cu dirigenții claselor primare și, într-adevăr, au confirmat acest lucru. Am înțeles că a fost concediată, s-a aplicat niște măsuri disciplinare și la moment doamna atacată în instanța de judecată, sunt în proces de judecată și în final am înțeles că iar a fost chiar și restabilită de instanța de judecată. La doamna Borziac a găsit în mâinică niște crembuști ascunși și noi ca și cum am dat consimțământul ca doamna să fie eliberată din funcție, dar judecata a restabilit-o. Dispariția produselor alimentare a pus pe gânduri și profesorii, care deseori erau indignați de faptul că elevii rămâneau flămânzi. Când plecasem la masă, sub la masă cu elevii în sală, s-a întâmplat așa că 4 elevi, cei mai nevoiași elevii, așa s-a întâmplat, au rămas fără pâine. Deci am fost nevoit să mă adresez la bucătăreasă, bucătăreasa doamna Borziac. Bucătăreasa a ieșit și a aruncat privirea către copii ca să convingă într-adevăr și a spus, adresați-vă medicului ca să mărească porția de pâine. Și când au văzut că se e doi elevi, au luat două felii de pâine, e când s-au repezit, pe care se le-au luat una peste alta și au căzut deasupra pe da, pe crastulea cu mâncare. Acolo era pâine cu sticle. Eu îi și zic, a să le dai numai ceai cu pâine cu e și bun. Eu într-un dar mie la Vasina povestește. Știți? Eu lângă ușă, dumneavoastră. Știți ce s-a întâmplat la mine la masă azi? Eu și-o să scot. Eu am găsit o bucată de sticlă, cam... Fundul paharului. Cam așa, ei ne-i scot. Groasă... Dar eu, când am auzit chestia asta, nu duc nimic și mă duc fugă la tătea. O găsit la mâncare. Mâncare. Eu mă duc la tătea și spun, Larisa, eu și te-am rugat pe tine, să duci la mea în Vasile și să-i spui, ia ca așa și așa. După dar e Dumnezeu. Poate a dat Dumnezeu și-o trece. Larisa Borziac susține însă că ea nu este vinovată de cele întâmplate și va lucra și în continuare în această instituție. Eu timp de un an de zile, eu la început n-am dat de bănuit. Dar timp de un an de zile cât am dat în judecată, pe 2 ani, eu am observat de la distanță că totul a fost pregătit. Și eu nu-s vinovat cu nimic. Nimic n-am luat. Și cu nimic nu-s vinovat. Și instanțele juridice asta au constatat. Colegii bucătăresii susțin însă contrariu și spun că nu odată femeia a fost surprinsă în astfel de situație. S-a întâmplat că 7 copii nu au mâncat și au pus o pâine în sumcă și 350 de grame de unt. Doamna Serafima Golovat îi spune, ce Larisa, nu ne ajunge la copii mâncare, dar ieți și duceți la primărie și cereți mai mult. Dar eu îi spun, Larisa, scoate pâine din sumcă și untul și unge pâinea și dă la copii să mănânci, ca și probleme. Și că n-am nevoie pentru baistrușii satului. Chiar așa s-a exprimat. După ce a întrimat lucruri, vine doamna și zice, dați somn și la control. Și eu aduc geanta mea din cuierul meu, nu-i nică. Când de la sumca, ei nu vreți să dai sumca. Deci ce ai în geantă? Deci n-am nică. Deci cum n-ai nică? Dar doamna primar e sumca și cu locul din cuier și-l deșart pe masă. Și acolo în act s-a scris și ei și s-a găsit tot în culoc. Dar e atâta vreme îmi spune, că zice, eu am copii. Tot săptămâna. Deci eu să mă trebuie să mă geantă. Tu n-ai nevoie, dar eu am nevoie de trimite geantă. Tu vrei, nu vrei, ne-i trebuiește. Și să lua tăi de tăi și ele în tătă zulică. Nealimentarea elevilor este o încălcare a drepturilor copiilor. Acesta a fost motivul din cauza căruia administrația școlii a fost nevoită să meargă și la 4-a judecată, care a avut loc în orașul Bălți, unde și de această dată legea a fost de partea Larisei Borziac. O persoană activă este bine informată. Sub acest generic, în perioada 27 septembrie-3 octombrie, la Soroca, se vor desfășura zilele dreptului de a ști. Pregătirile pentru cea de-a 7-a ediție au început. Mai multe detalii ne oferă în continuare Greta Alexei.
Ședința a început cu alegerea președintelui și secretarului Comitetului de Coordonare, după care a fost discutat calendarul acțiunilor în cadrul acestor zile și subiectul cu privire la organizarea conferinței raionale ce va avea loc la data de 29 septembrie cu genericul Transparența procesului decizional, obligația autorităților publice. Astăzi deja a avut loc ședința Comitetului de Coordonare, în care s-au ales președintele și secretarul Comitetului de Coordonare, a fost aprobat calendarul activităților pe parcursul săptămânii 27 septembrie-3 octombrie și s-a stabilit reperile la activitățile de pregătire a conferinței raionale. Acest proiect a fost inițiat de către Centrul Acces Info, iar Raionul Soroca participă activ la fiecare ediție. Scopul acestor activități este de a îndemna pe toți de a fi activi și de a nu rămâne indiferenți la viața social-politică. În perioada 27 septembrie-3 octombrie se va desfășura săptămâna cu genericul Dreptul de a ști. Această săptămână se organizează tradițional în Republica Moldova. În cadrul acestor zile vor fi organizate ore de clase în școlile din raion, expoziții de carte privind actele normative referitoare la accesul la informație și transparența procesului decizional, mese rotunde și conferințe. Doamnelor, domnilor, ați urmărit evenimentul zilei. Știrile SORTV le puteți urmări și pe site-ul nostru la adresa sortv.info.md. O seară bună vă dorim! La revedere!